Liviu a primit seara trecută o scrisoare și a citit-o și Iuliana. A fost și astăzi arătată în emisiune și dezbătută. Suna cam așa scrisoarea. Dragă Liviu, suntem susținători de-ai tăi, nu-ți dăm numele până vii acasă și o să spunem atunci cine suntem. Am dorit să te informăm în legătură cu Iuliana, să stai departe de această femeie care are un trecut foarte urât, de ferească Dumnezeu. Pe cine întreb și o cunoaște, vorbește tare urât de ea, că e o mincinoasă, prăpădită, materialistă, de ferească Dumnezeu și nu poate sta într-o relație fără să înșele, că nu-i bun capul, are probleme mari. Și cu sportul, ci că minte, nu a făcut sport de contact, spun prietene de ale ei apropiate, dar o poți testa, zi să-ți arate o procedură și cum se numește și hai să te convingi că minte și nu îți va arăta, că nu are ce și o să schimbe subiectul și ci că nici hairstylistă nu e, tot prietenele ei zic. Ai rămâne șocat dacă ai vedea ce hate are pe rețelele de socializare și bistrițianul.ro. Este în top din casă, probabil se îndreaptă înspre tine, că nu a avut succes la ceilalți, că au citit-o cât poate și vrea să facă un cuplu să nu o dea afară. Da, decizia ți aparține, oricum, nu vei sta cu ea când ieși afară și auzi cine este această domnișoară. Știi cum e proverbul, că din câine nu faci lănină și nici din puncte cu puncte, gospodin. Liviu, noi te-am sfătuit să te îndrepți spre Eliza, că e o fată cu capul pe umeri și știe ce vrea de la viață. Te pupăm și te iubim, ești cel mai tare, să rămâi tot așa, neschimbat, te salută și băieții de la fotbal și te votează în continuare. Te așteptăm să vii acasă sănătos, cu sau fără femeie, că sunt aici destule. Pentru Liviu.